asta, dacă actualul președinte al țării ăsta, pentru care este lumea în stradă, de la Steaua, de la Dinamo, de la Doina, ultimii pe unii sunt ei, cheamă PSD-ul din nou la guvernare. Pentru binele țării dumneavoastră, ca președinte al PSD-ul, mergeți cu ei? Nu. Pentru țară? Categorii nu. Categorii nu. Niciodată cu Traian Băsescu. Categorii nu. Deci eu vreau, niciodată cu Traian Băsescu. Domnul președinte, vreau să vă spun un singur lucru. Nu mai vă... Nu, vă rog frumos. Nu mai dați în derizori toată treaba asta, că nu galeria, nu... Oltul, Doina, Oltul, ieșirea, ies în stradă. Cum v-am spus, când l-au pus pe Băsescu și l-au luat pe brațe, tot galeria de la Steaua și de la Dinamo era, nu? Nu mai de dați la potit. Ce n-ai luat? Acum chiar ne credeți... A, că a fost un spirit și că... Deci... Nu... Ce să zic? Eu unul vă spun, dacă se întâmplă în continuare și se manifestă tot așa, mă rog, văd, presa a început o, presa bășceniană, a început să o dea mai moare, să dea mai pe cotit în afară de o gazetă națională. Aș fi mai radical să facem demonstrația, mult mai radical, nu cu violență, dar să nu părăsim, să nu plecăm. Cum fac și verzii care se leagă de, nu știu ce, catar, de chestii de genul ăsta, ca să vadă care-i treaba. Îmi permite să vă întreb eu ceva? Că sunt de la Doina Oltului, de la nu știu ce echipe de fotbal, în fond nu sunt și ei cetățeni, n-au și ei probleme? Eu asta nu pot să înțeleg de ce și politicieni și noastră faceți această distinție. Nu fac distinție, ți-am spus. No, deci, sunt cetățeni care au prima fază, prima fază. Nu, și are, deci în prima față nu are să dea o conotație politică la cele și în stradă. Chiar nu s-a vrut să se facă lucrul ăsta. Pentru că automat se interpreta PSD-ul, PNL-ul și au spus oamenii, uite ce fac oamenii PSD-ul și PNL-ul. Mai ales că lucrurile ăștia s-au întâmplat aseară, toate evenimentele ăștia reprobabile, până la urmă, pentru că asemenea acte de violență nu duc la nimic bun. Până la urmă, ce s-a întâmplat în București cu distrugere, cu dat foc, învățământul cu care nu trebuie să întâmple într-o țară civilizată. Dar, tocmai de aceea, nu să ne despărțim de aceste lucruri și să nu fim asociați cu așa ceva. Dar, în continuare, așa cum am spus de mai multe ori, vor ieși și vor demonstra paine, fără violență, fără acte de vandalism. Și se vorbește, apropo, când vorbim de asta, se vorbește numai de București. De ce nu se spune adevărul de la Brașov, pentru că nu e televiziune centrală, de ce nu se spune la satul mare, la Cluj, la Târgu Mureș, da? Că au manifestat corect și când, nu știu dacă ați văzut la Cluj, că e o plancardă mare și acum au început România, români treziți-vă. Și era pe melodia aia cu generarea. Oricum, mai am o întrebare. Imediat, niciodată în România n-am trăit asemenea situație, cel puțin care avem o vârstă, din 89. Toți, când avem telefoane, și dacă vreți un exemplu mine, toți când avem telefoane, le ducem mai departe, căutăm să nu vorbim la telefon. Păi ce am ajuns într-o țară să nu fim liberi și practic? Oamenii ăștia, sigur că și condițiile de viață în care trăim cu toții, dar libertatea, în primul rând, pentru că românii, în majoritatea evenimentelor mari istorice care au fost în primul rând și au cerut libertatea și nu știu dacă au cerut vreodată mâncare mai mult, haine în plus sau altceva. Dar libertatea de a fi omul în primul rând, pentru că dacă ești sănătos și ai libertate, lucrurile sunt în regulă. De aici încolo poți să faci alte lucruri bune. Dar există și libertatea de a fura, domnule președinte. Libertatea în sensul pozitiv, doamne, nu spune libertate. Dacă ați luat în calcul ideea solicitării unor autorizații de manifestare, adică, mă gândesc, spunem, să ne delimităm de actele astea de vandalism. N-ar fi mai simplu să fie această delimitare printr-o organizare corectă, să se știe cine este organizatorul? Deci am spus clar că dacă se pune problema să ieșim în stradă ca și partide politice, numai așa putem să facem. Cu organizare, cu cerere, cu tot ce fac. Dar vă dați seama că poate să-ți o dea în 30 de zile, în anumite cazuri. Suntem pesimiști în punctul ăsta de vedere. Autorizație. Mama celor trei triplezi de la Iul a fost singură au ținut într-o singură zi de la toate instituțiile
funcțiile abilitate ale statului, autorizația pentru a da. Protesta. Și a fost singur. A protestat singur cu 6 da. Paznici. Și aia își fac datoria. Că eu am vorbit și cu jandarmii și cu polițiștii. Sunt și ei. Da. Au zis, ne face datoria chiar la șurile de oameni. Celor care protestează în piața universității sau în alte părți, este și clasa politică în general. Este nevoie de reformare și dacă da, cum se va reforma aici în clasa politică? Deci eu nu știu ce înseamnă de reformare clasă politică, de cei care nu se bagă și stau și că sunt pe la colțuri. Totdeauna am zis, orice om care dorește să facă politică, își asumă niște responsabilități. Da? Deci una, de la hăituire, de la lipsă de intimitate, de la tot. Deci trebuie să știi ce faci. Majoritatea care nu vor să facă și comentează pe alături, și zic, vai ce rău e, vai că ăla, nu vor să bage. Și vor să scoată castanele cu mâna altora. Sunt invitați toți cei care vor să facă politică, să reformeze clasa politică de la ori, să vină să facă politică. Nu cred și, oameni corecți, și oameni corecți, oameni care vor să facă într-adevăr politică, vis-a-vis de reformarea clasei politice. Dar nu pot să reformez clasa politică cu o persoană care a fost la, să zicem, dau un exemplu, Partidul Social-Democrat sau Partidul Liberal și s-a dus la marele partid UNEPR. Cine? Uniun. Nu contează. Păi, deci dau nume, nu așa. Nu dau nume, domnule, eu spun, dă un exemplu. Poate a fost, dar noroc că n-a fost UNEPR înainte de PNL. A fost la PRM, domnule, da. Să zic, da? Și poate a fost și deputat și senator și eu nu știu ce și vine acum să reformeze clasa politică, să-l revopsim. De ce? Cum am cerut la toți. Cum ies? Păi nu cumva USL-ul va ieși cu acești traseiști, domnule președinte, nu, la alegerile viitoare? Nu prea cred. Sau dați-mi și nouă, domnule președinte. Abia așteptăm să vedem ce face numele de reformă acolo este. Ziceți, mai altă întrebare. Cinci nume de oameni de dreapta de liberal au utenții de la orice, știi cine? Eu. Înainte, dar fără falsă modestie. Da? Corect. Ciugulea de cinci ori. Dumitrescu Viorel. Viorel. Corect. Cristi Bircea. Corect. Da? Dacă mea, că am mai spăgat fotul. Soringhiță. Soringhiță. Da. Soringhiță. Da, corect, corect. Primarul de la Mihăiești. Dobrița. Dobrița. Mai vă dau? E greu când dai nume. E greu când dai nume. Nu știam cine a pus întrebarea. Scuze-mă puțin. Cine a pus întrebarea asta. Sigur, puterea actuală acreditează următoarea idee. Toți politicienii sunt la fel. Păi noi oameni de la sau nu suntem la fel până la ori. Asta spune, că toți sunt la fel. Și dacă s-ar putea, că sunt toți la putere, să nu mai facem niciun fel de alegeri. Pentru că ei sunt cei mai buni și ar trebui să mai facem da, alegeri în continuu. Nu suntem la fel, domnule președinte, chiar dumneavoastră ați spus... Păi nu, nu, asta nu. Spun, asta eu mi-am gândit că dumneavoastră, scuzați-mă, ați spus că în politic și așa este, este nevoie să faci compromisuri, dar totul are o limită. Sigur. Haideți să vă spun o chestie, apropo de reformare, că trebuie să... Vă rog, domnule președinte, vă spun, apropo de reformare. Am avut ideea, ca și dreptul meu de președinte al PNL-ului, să numesc un tânăr secretar coordonator, care s-a numit, se numește Cătălin Rode. Da? Prieten, domnul Cătălin. Stați puțin. Deci Cătălin Rode, prieten care până la urmă și-a abandonat afacerile, l-a făcut acum, iar acum mai nou, afacerile Casei de Cultură a Tineretului au fost închiriate imediat culmea de apropiații PNL-ului. Cum cheamă cine sunt? Cu probe. Cu probe. Cu probe. Deci când o să am și proba... E mură în gură. Deci nu e de mură în gură. Deci știți cine este. Și din ce cauză? Pentru că acum vine încă un contract pe OJOFN care e de trei ori mai mare decât ăla. Și trebuia să-l ia ei. Păi eu ce vă spun? Și atunci noi am renunțat, nu, noi am renunțat și v-am zis, când cerci, cum mai îți aduci tineri? Cine a spus să nu vină tineri să-i reformezi sau ăla? Că dacă te gândești la unul care, păi, să începem acum, bă, a fost comunist. Nici eu n-am apucat să fiu comunist, dar... Ca să fi fost, poate. A, da, sunt o greșeală, l-ați uitat pe Gigel din primii cinci. Știi cum? Mai ui, este de dreapta, nu s-o face. Este, dar nu e... Mai e de dreapta, nu s-o face. Da, domnul chiar dacă... Bun, nu, nu e de dreapta, dar ceva. E de dreapta, așa e. O întrebare. Am văzut că aveți o poziție nuanțată referitor la Băsescu.
că nu veți colabora, nu veți face nicio înțelegere niciodată cu Traian Băsescu. Vreau să vă întreb, numai Băsescu, PDD-ul, ceilalți membri ai actualei puteri, nu știu, toată plica politică. Vor fi careva care se vor regăsi pe listele parlamentare sau pentru demnități locale? Deci toată clica lor, sigur că exact ce spunea doamna Ionescu, politică se pot face și anumite compromisuri, pentru că există o vorbă populară și care îl poate da acolo cu ea și mai ales în timpurile de astăzi, cred că e de ca să-i dăm cu ăștia jos, să ne facem frate și cu dreapta. Și cu dreapta putem să ne facem frate, ca să dispară cei care sunt la putere astăzi. Și dacă dracu vă cere sufletul? Nu cred că... Dracu e unde mereu, domnul președinte. Dacă dracu e unde mereu. Sau poate unde mereu. Dracu este unde mereu, domnul. Unde mereu are interese. Nu unde mereu, e unde... Deci, unde mereu are interesele lui național. Unde mereu este un partid creat special, deci creat special pentru a sparge tot ce a fost democrație în România și a desfințat Parlamentul. Deci aduceți-mi unul întreg din România la UNPR. Da? Ziceți. Da, ziceți. În această perioadă tulbură pe care o trăim cu toți, de ce opoziția nu are un lider incontestabil pe care oamenii să le vedece și care, pe care se îndrepte încrederea în lui? S-ar putea dacă iese criminuțul prin, cu parfumul și cu de floare imperială, prin piață s-au zis strigând. Dar v-am zis că nu. De ce vorbești? Știți că este singurul care are credibilitate. Dar nu se vrea să se dea o conotație deocamdată politică. Asta e părerea mea. Bun, dacă nu mai este întrebări, mulțumim.